De câțiva ani, în Sinaia este deschisă expoziția de trenulețe în miniatură, sau Muzeul Trenulețelor, cum mi se mai spune. Un loc care atrage mulți vizitatori și de unde toți cei care îi trec pragul pleacă fascinați. În 2009, Jane Drera a deschis expoziția cu pasiunea tatălui ei, Alberto Drera, care murise în 2007 în casa lui din Sinaia. A trăit foarte mulți ani în Sinaia, s-a legat foarte tare, iar a deschide o expoziție de genul acesta era visul lui. Jane l-a îndeplinit și astfel a apărut, zic eu, cel mai frumos loc pentru copii, și nu mă refer la vârstă, din Sinaia. Poate și din țară. Cine era Drera? Alberto Drera era un om de afaceri care a venit în România și care i-a plăcut foarte, foarte tare să trăiască în țara noastră. Cum reacționează oamenii când vin și vizitează muzeul? Chiar astăzi am avut o reacție extraordinară, un wow! Și din partea părinților și din partea copiilor. Fiind o locație cam rară în țara noastră, adică suntem noi și la Muzeul CFR din București mai există o dioramă la fel ca a noastră, deci fiind atât de rare, probabil că, dar și frumusețea a ceea ce expunem noi, adică miniaturi și modelism feroviar, încântă foarte tare. Iar copiii și adulții cu copilăria în priviri sunt foarte încântați și ca dovadă ei ne ajută foarte mult. Noi existăm în cea mai mare parte datorită vizitatorilor care spun mai departe, care ne fac promovarea gratuit și le mulțumesc. Cât de greu este să întrețineți muzeul? Că bănuiesc că miniaturile toate se pune praful pe ele, nu știu, poate se mai strică, trebuie înlocuite. Dacă ți-e drag, nu e greu. Deci când ți-e drag ceva, nu ți-e greu. Adică e o joacă. Eu chiar sunt binecuvântată să lucrez într-un astfel de loc. Eu nu văd pe nimeni trist niciodată și este foarte frumos.